dimineața! Au trecut acele 10 minute rapid, ne-am plimbat un pic, stând pe loc. Nu prin Transalpina, ce-i drept, da, a, virtual, tu te-ai plimbat prin, da. M-am plimbat. Ți-ai luat batistuța așa, ca de culoare, ca să te asociezi, da, cu mine, păi, da? Sigur, are cineva grijă de noi. O culoare are grijă, noi mulțumim acele drage persoane care fiecare dimineață are grijă și de coafura noastră și de aspectul nostru, chiar dacă suntem un pic mai somnoroși, vine cu pensula șterge toate urmele de oboseală sau de somnolență. Da, și uite că în această dimineață au grijă și de vestimentația noastră. După câte am înțeles, va avea grijă pe tot parcursul zilelor până la vacanță. Hai să sperăm că așa va fi cu adevărat. Avem și noi grijă de dumneavoastră, dragii noștri, și venim în continuare cu următoarele preziceri astrale. Mm-hmm. Apropo, baticul e pentru lacrimi. Dacă astăzi horoscopul să-ți prezic ceva... Că mie, dar tu, da. Adică tu n-ai să plângi oricum, sau ce? Nu, deci ca să înțelegi înainte, acum e de frumusețe, da, e așa că e dă ceva. Dar înainte, bărbații, ca niște gentleman, ofereau batista care era atârnată la buzunar fetelor care erau foarte sensibile și plângeau, știi? Dacă astăzi horoscopul să-ți prezică ceva sensibil și niște lacrimi, eu sunt gata să-ți ofer batista. O să sari în ajutor, o să aștept cu mare drag batistuța, dar totuși sper să nu fie de rău, dar hai să începem nu cu fecioarele, dar cu leii, că la ei rămăsesc. Hai, să începem. Nativii zodiei leu sunt și ei cuprinși astăzi de fiorul bucuriei, în ciuda faptului că această zi este petrecută la locul de muncă, se pare că spre final o petrece alături de partenerul de viață care te va face foarte, dar foarte fericit. Foarte bine. Fecioarele se simt de-a dreptul îndrăgostite de partenerul de viață și pot fi niște lacrimi de fericire, lacrimi de dragoste. Din astea, da, bun, hai. Da, în ciuda faptului că simți că nu prea ți-ai arătat sentimentele în ultima vreme, se pare că astăzi ai un feeling aparte. Interesant. Ce se întâmplă acolo în interiorul fecioarelor? Dar ce se întâmplă acolo? Niște mecanisme lucrează total diferit. Așa, orientate spre dragoste. Da, să vedem dacă la balanță e acela. Ah, nativii zodiei balanță, uite că pun fidelitatea astăzi sub semnul întrebării. Deși tu ți-ai ținut întotdeauna promisiunile, nu știi ce să crezi în legătură cu partenerul de viață din ultimul timp. Da, poate tot ei, lasă, da, poate. Nu, așa s-a zis, așa e, nu. Fidelitatea, mă rog, problematică. Bine, o să vadă balanța. Scorpionii ar trebui să apeleze astăzi la integritate. Da, cu toate acestea, nu același lucru se poate spune și în legătură cu colegii tăi de muncă, care par să aibă anumite planuri puțin mai neserioase. Ce-o fi însemnând neserioase? Adică mai puțin axată pe muncă și mai mult pe distracție, probabil. Poate, dar știi că sunt de ăștia care, dacă tu ești un muncitor asidu, da, cu sârg, și ceilalți din jurul tău nu prea, deja lei tot timpul sunt pregătiți să te vâneze. Da, dar mi se pare corect. Atunci când tu ai cerințe mari, în primul rând de la tine, ceri și de la alții, știi? Adică, mă rog, da, e încurcată treaba asta. Nici nu știi cum să faci, că faci parte dintr-un organism și organismul ăsta nu te acceptă pentru că ești mai diferit. Și aici deja ești în dilemă, să fii cu ei sau să te... Ei, dar tu vezi câte discuții generează horoscopul de astăzi. Înseamnă că e unul cu adevărat deosebit. Eu zic că suntem norocoși că avem posibilitatea să discutăm cu cineva care poate să ne spună cum să procedăm. Da, vă spunem că și vă spuneam de curând, în Republica Moldova am marcat ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului. Și cu această ocazie ne propunem să discutăm despre medicina prezentului, dar și despre cea a viitorului, cu o personalitate care a revoluționat acest domeniu, a salvat foarte multe vieți și continuă în fiecare zi să luptă pentru șansele de supraviețuire ale bolnavilor ajunși în situații critice. Da, vorbim despre medicul neurochirurg Grigore Zapuhlăi, profesor universitar, director al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie. Este astăzi alături de noi. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Și acum întrebare, ce să facem atunci când să fim împreună cu mulțimea sau să mergem pe calea noastră? Pentru că tot e un mecanism în interiorul nostru. Eu cred că bunul simț ne spune nouă să fim unde trebuie cu toată lumea. Suntem partea unui mediu, unui popor, a unei societăți, dar totuși trebuie să ne păstrăm și identitatea noastră proprie când trebuie să ne spunem cu voce tare doleanțele noastre sau părerile noastre sau scopurile noastre. Așa este. Noi vrem să vă felicităm și noi încă o dată cu această ocazie frumoasă. Reușiți să faceți minuni chiar și atunci când mulți nu mai cred în ele. Dumneavoastră aveți un nume foarte puternic și un statut puternic atât pe interior în Republica Moldova, dar sunteți extrem de apreciat și de comunitatea internațională de medicină. De unde vine dragostea asta și pe ce se bazează dragostea față de profesie, față de neurochirurgie? Da, știu, dacă aș putea să încep cu medicina, doar o propoziție. Deci, în familie la mine toți sunt medici, așa a fost. Și chiar unul din copiii mei a devenit până la urmă medic după diferite încercări de a nu fi medic. Dar neurochirurgia în sine a fost o întâmplare. Pur și simplu, am mai spus-o, trebuia să fac ceva
și viața a întors-o spre neurochirurgie, despre care nici nu am visat, dar când am ajuns în fața unui pacient, în fața unui operație, unui creier, unui coleg mai în vârstă, care făcea, opera ceva foarte frumos, cum părea mie atunci, așa și era, și asta m-a vrăjit, dacă vreți. Chiar așa și-a fost. Chiar, adică, pot să zic cuvinte mari sau, știu, pompoase, dar așa a fost. Deodată mi-a plăcut cel mai mult din chirurgie, neurochirurgia. Și sunteți fermecat până ziua de astăzi. Și iată, 41 de ani, sunt în această profesie, venind cu totul din altă parte, cu tot cu altul. Dar chirurgia, în esență, n-a mai fost că vreau să devin, de exemplu, psihiatru sau ginecolog. Nu, asta a fost chirurgia, care a mai avut și prefixul neuro. Și acest neuro s-a adeverit că mi-a marcat toată viața mea și a făcut-o să fie foarte interesantă. Parcă s-au pornit motoarele, care în timpul universității au fost utilizate, să zicem așa, jumate de putere. Greu de spus, adică înveți, ești foarte insistent, vrei să ai note mai bune ca orice om, dar motoarele s-au pornit după ce am venit în neurochirurgie. Extraordinar. A fost o explozie de sentimente, de doleanțe și vreau să mă duc acolo și vreau să fac asta. Erau vremurile mai vechi, vremurile mai grele pentru a obține acest lucru. Deci gândul de a pleca undeva la învățătură era un mare miracol, era un plan. Tot era planificat în țara noastră, inclusiv și știința. Adică să mergi, să înveți undeva, trebuie să aștepți 5 ani până îmbătrânești. Și am avut timp, n-am vrut să fac lucrul ăsta și am altă pe căi de ocolire într-un fel, dar acolo nu era nimeni, deci pe nimeni n-a mers. Se spune câteodată despre noi, despre unii care poate au făcut ceva mic în viața lor, că a mers pe capul cuiva. Eu am mers clar pe pământ gol. Da. Și asta îmi face o satisfacție că da, există concurență undeva. În profesia asta? Absolut, dacă, absolut, acerbă. Da? Eu 16 ani am fost în rezervă și acum am spus unui coleg de-al meu tânăr care a început să dea semne de nerăbdare. Indignare, și am spus în Barcelona nu mai sunt locuri. Uh-huh. Atâta timp cât este Messi sau Ronaldinho sau Ronaldo sau cineva acolo, știu, Lewandowski, nu ai loc. Îți ai plecat în altă echipă și ai ridicat-o de la zero, cum am făcut-o și eu odată. Așa. Și ai ajuns la nivelul... Și spuneți lucrul ăsta, nu? Așa a fost discuția cu el, pentru că nerăbdarea asta, păi ce, cu cine ești? Tu nu poți să faci ce fac eu. Poate odată da. Poate odată da, dar acum nu. Cuvinte înțelepte. Da. Absolut, concurența este acerbă ca în orice profesie. Da. Dar metodele sau stilul de, inclusiv de predare, s-a schimbat mult, pentru că spuneați, cred, undeva că atunci când erați dumneavoastră student, trebuia, nu existau monitoare, televizoare, absolut, în care să vedeți exact ce face chirurgul. Învățați așa din ce... Dau seama cât de bătrân sunt, încă știu că parcă am două vieți. Una a fost cu cartea și alta și cu spectatul nostru și alta este cu ceea ce simt acum, IT-ul, inteligența artificială, roboții, dar sunt acolo permanent cu... Sunt organizator acestor lucruri, apropo. V-a dezvoltat instinctul lucrul ăsta, faptul că n-ați avut la îndemână tehnologia. Acum cu tehnologia, poate unii cred că... Dar eu savurez lucrul ăsta. Tinerii nici nu înțeleg. Tinerii nici nu înțeleg cât de fericiți sunt ei din punctul ăsta de vedere. Să-mi dau seama, uitați, medicina este în parte, în principiu, ca și viața, în două părți mari. Una este analitica sau diagnosticul și a doua este îndeplinirea acestor funcții. Pe asta este minunată neurochirurgia. Unele specialități, unele subspecialități ale medicinii, deci promovează mai în primul rând analiza situației. Foarte, de exemplu, profesiile terapeutice, unde trebuie foarte bine să analizezi tot, apoi găsești combinația clară de metode de tratament. Noi, după ce am stabilit diagnosticul pacientului sau am lucrat în analiză, partea computerizată a noastră, a creierului nostru, am trecut la acțiuni mecanice. Deci noi îndeplinim ceva și asta este foarte interesant. Prin asta îmi place neurochirurgia. Ai început să faci ceea ce ai gândit. Wow. Deci asta e foarte interesant. Foarte interesant. Ai materializat o idee, un gând. Absolut. Super. Cum vine caracterul meu perfect. Și deodată începi să acționezi fără să-ți dai seama, intuiția este chiar așa și este. Am început să fac ceva. De ce altcuiva nu-i place să facă lucrul ăsta? De tăia că nu e a lui. Pentru că n-ai nimerit un parchește peștele în apă, plutește liber unde vrea el, fără să gândească, să facă analize. Care este, dacă vă amintiți, cea mai lungă intervenție chirurgicală pe care ați realizat-o? Da, clar că o țin minte. 24 de ore am fost la operație. 24 de ore, absolut fără pauze.
Așa a fost tehnologia veche. Wow. Pacientul, apropo, a fost operat cu succes. Nu, eu l-am operat, eu am fost tânăr doctor atunci. Am cooperat cu colegul meu, care și acum activează, spune Iulian Glavan, medic redutabil, care lucrează la Institutul de Medicină Urgentă. Așa a fost o tumoră. Tumoră foarte dură, la consistență, trebuie foarte mult în ea să săpăm ca sculptorii până am extras-o în afară. Și pentru el poate a trecut mai rapid, pentru mine mai greu, deoarece când asiști, când aștepți, este mai greu. Da, învățați, ați prins, ați absorbit atunci. Ce rezistență ai dacă nici nu mănânci, nici nu bei, nici nu faci, niciun fel dacă stai 24 de ore. Asta este adevărat. Da, dar o singură dată a fost asta. Eu mă bucur foarte mult când ați discutat foarte mult despre frumusețea profesiei, plăcerea pe care o faci. Absolut. Totuși, care este greu acestei profesii? Sunt mai multe aspecte. Cel mai greu ce ar fi? Cel mai greu este insuccesul când în fața ai un copil sau ai o persoană care, persoană tânără, orice vârstă, de fapt, sincer, atunci când tu ai vrea foarte mult să-l ajuți, dar îți dai seama că nici în cel mai frumos colțișor al pământului, în cea mai bună secție sau clinică de neurochirurgie, acest lucru nu ar fi posibil. Asta e cel mai trist. Cel mai trist, fiindcă acest lucru ne domină și noi în foarte îndelungat timp nu poți să-ți revii, cu toate că lucrezi, faci automatizat anumite operații mai simple sau ceva. Uh-huh. Asta e cel mai greu. Da, și știi că profesia ta constă în lupta de absolut, a-l salva. De a-l scoate la un bun augur pentru pacientul. Și doi, este relația cu oamenii. Relația cu oamenii este extrem de complicat. Provocatoare, adică absolut. Oamenii sunt diferiți, sunt cu diferite doleanțe, cu caracter. E greu. Complicat. Ați avut pe parcursul carierei momente de, nu știu, prăbușire sufletească, poate când ați simțit că... Câte vreți au fost. Da. Absolut. Cum ați rezistat? Te face să renunți, să zici că mai am nevoie de renunțat. Dar mie întrebul este vorba. Nu, era altă senzație, vă spun sincer. A fost senzația că cineva te apasă spre marginea prăpastiei și cazi în ea. Nu în sensul fizic să te nimicească. Vorba chiar și din moral. Adică te-a pus la marginea profesiei tale și de acolo nu poți să ieși nici de cum. Asta a fost. Eu îmi imaginam ca un copil care a fost înfășurat eram tânăr tătic, înfășuram și eu copiii mei cu acele și nici nu puteau să miște nici mai lipțioare, nu așa dădeau și limba o scoteau afară, așa făceam și eu când eram, cred că în perioada aceea. Da. Dar a fost disperare foarte mare. Dar cine n-a cunoscut această disperare, n-a obținut nimic în profesie. Dar ce pățin în Republica Moldova? Pentru că ați avut foarte multe stagiuni în străinătate și cred că ați avut și propuneri să rămâniți acolo. Totuși ați hotărât să reveniți, să profesați aici. Cred că este o banalitate, într-un fel. Soția mea n-a vrut. Deci eu eram pe cale un timp, oarecare atunci când eram, tot spunem, cu marginea prăpastiei, nu cred că eu am vrut să plec de aici, nu. Din potrivă, sunt, de punct de vedere al aflării mele geografice, eu sunt foarte conservator. Eu sunt aici, acasă, Moldova, la mine, în Chișinău, în Mașcăuz și așa mai departe, nicăieri nu vreau să mă duc. Pentru că, mai ales acum, când ai luat un bilet și ai plecat unde vrei, în Japonia, în America, unde vrei, numai să ai o bursă sau să ai ceva perfect pentru ca să pleci, ca să faci o stagiere. Asta a fost... Asta este, cum spun, situația nouă în viața care o ai acum. Și cu siguranță foarte multă lume din Republica Moldova este extrem de bucuroasă și recunoscătoare pentru faptul că ați rămas aici. În același timp... Da, soția n-a vrut. Soția n-a vrut categoric și eu socot că a fost o alegere bună. Decizie. Până la urmă, poate a avut dreptate. Câteodată spune că trebuie să întrebi soția și să faci invers, eu am făcut cum am avut ea și ea avut dreptate. Vreau să vorbim un pic și despre rolul tehnologiilor, ca să zic așa, în toate domeniile, inclusiv iată în medicină, pentru că s-a revoluționat totul și sunteți inclusiv un promotor al acestor instrumente. Da, să spunem, profesia mea, da. Este absolut necesar să fie introduse, încorporate aceste instrumente, nu pentru a obține un succes în cadrul unei săli de operații, mai repede, de curând ați avut o altă intervenție cu ajutorul unor specialiști din străinătate, a fost mediatizată foarte mult, de asemenea cu ajutorul tehnologiilor. Da. Deci noi am utilizat în timpul acestei operații neuronavigația, dar deja devine o rutină neuronavigația și
aparatajul de electrofiziologie. Deci acest aparat, a doua metodă despre care vorbesc, a fost demonstrată de către un coleg din Japonia, Tetsuya Goto, din Universitatea Matsumoto, din Matsumoto Shinshu din Japonia, pe care îl cunosc din 2007, era un tânăr doctor. Aceste lucruri ne permit nouă să lucrăm în condiții de siguranță maxim pentru pacient, să vizualizăm locul în creier unde noi vrem să ajungem, pe care vrem să-l tratăm, și a doua, în timpul acestor activități, să nu trecem limita în fiziologie, adică să rămânem în limitele normalului, să nu trecem într-o zonă unde am putea să dereglăm activitatea creierului. Mm-hmm. Pentru că e foarte sensibil, ai trecut poate câțiva milimetri și omul încetează să vorbească sau să respire. Sunt centre diferite în creier care au așa o funcție centrală, nu trebuie să le atingi acolo. Și atunci aceste aparate ne ajută nouă, ne preîntâmpină, nu trece linia roșie. Ce bine, felicitări pentru această reușită. Da. Da. A mers. La final, domnul Zaporuhlui, vă rog frumos să ne spuneți, nu știu, poate niște sfaturi pentru noi, oamenii care credem că trăim bine, dar uite că datorită vieții noastre ne afectăm creierul, pentru că sunt foarte multe cărți. Cum să-ți menții creierul sănătos? Ce trebuie să faci pentru ca acest aparat dat de la Dumnezeu să fie tot timpul în formă? Foarte ușor să dai sfaturi altcuiva, așa ușoare, dar în general eu cred că foarte mult depinde de genetica unui sau cum sunt părinții tăi, cum au fost ei, apoi de ce circunstanțele în care tu în viața ai nemerit-o. Deci dacă ai un serviciu foarte bun, care este și o plăcere a vieții tale, și dacă ai o familie bună, și dacă ai prieteni buni, dacă ai o echipă bună în jur, merge. Sau știe să alege. E foarte importantă, corectă alegerea la tot ce... În general, până la urmă, om alege. Eu vreau să merg profesia aceasta, vreau să ajung în acest oraș, vreau să prietenesc cu acel om. E un noroc mare și tot repet întotdeauna că ești sănătos atunci când ești fericit. Asta este 100%. Dar poate văd și alți oameni. Poate fi resetat creierul? Iată, din alegerile eu sunt sigur că într-un viitor apropiat, da. Într-un viitor apropiat, da, fiindcă deja s-au început să fie făcute așa experiențe cu implantarea chipurilor atunci când deja pot să zicească gândurile. Și asta e o chestie periculoasă. Discutăm prin gânduri, nu prin absolut. Poți să mișcă un aparat sau poți să pornesc cu un dispozitiv cu puterea gândurilor, dar asta până când sunt pași începători. Credeți cu treaba asta că noi ne folosim doar 10% din creier? Da, precis. Fiindcă unii oameni au traume foarte serioase la creier cu traumatizarea unei părți mari și apoi partea restantă, partea rămasă a creierului, începe să utilizeze aceste funcții prin creierul păstrat și principiile reabilitării, neuroabilitării sunt bazate noi pe acest fenomen. Când o parte din celule încep să fie active atunci când într-o stare normală se odihnesc. Potențialul e mult mai mare. Da. Dar e mister. Creierul este un mister, dar care are anumite explicații și anumite soluții am putea să găsim. Noi o să ținem minte ce ne-ați spus acum, că atunci când ești sănătos, ești fericit. Absolut. Adică o să rămână ca un motto pe care îl păstrăm. Mulțumim mult și încă o dată vă felicităm cu ocazia sărbătorii profesionale și să aveți parte de operații reușite. Mulțumesc. Numai pentru oameni. Da, suntem extraordinar de fericiți și inspirați atunci când avem parte de asemenea discuții cu profesioniști. Da, da. Să știi că asupra creierului foarte mult contează și sunetele pe care le procesează. Da, uite, de exemplu, s-au făcut multe studii despre muzică, știi? Da, faptul cum te influențează. Apa, de exemplu, dacă ai observat, își schimbă, formula și la fel și în creier se întâmplă foarte multe schimbări în funcție de muzică pe care o ascult sau a sunetelor pe care... Mi-mi plac foarte mult tobele, percuția. Eu ador tobele, mai ales astea congo. Da, simt că o să-mi zici ceva despre muzică. Da, e adevărat. Imitarea vocală a sunetelor de percuție. Se știe, de mult se știe că e o tradiție inventată în India, care în timp a devenit o adevărată artă. Vorbim despre beatboxing, dar e prezent mai ales în cultura hip-hop, iar datorită popularității sale sunt organizate campionate și la nivel mondial. Da, există și la Chișinău un club de beatbox pentru tinerii pasionați sau pentru cei care doresc cel puțin să încerce ceva. Avem un coleg care a fost foarte curios să viziteze acest club și îl cheamă Anatol Fornea, iar noi urmărim reportajul lui. Să vedem cum a fost. Pe
Beatboxing-ul este, presupune, o artă care transformă corpul uman într-un instrument muzical viu. Deci toate sunetele sunt produse numai cu limba, cu buzele și cu vocea artistului. Hip-hop este legat cu beatbox din cauza că beatbox-ul este la cele din tâi o percuție. Deci sunt sunete ca tobele, da, de exemplu, sau hi-hat, adică tot vine din sunetele fundamentale. Vladislav practică beatboxing-ul de 5 ani, fiind inspirat de artiștii pe care îi urmărește pe YouTube. Din această pasiune a fondat un club de beatbox la Centrul Municipal de Tineret din Chișinău. Am venit cu grupa mea din colegiu și au spus că este oportunitate de a crea cluburi și eu m-am gândit că ar fi bine de a crea un club despre beatbox pentru a promova această artă, fiindcă această artă e nouă în Moldova și nu este recunoscută în Moldova. Este foarte populară în alte țări și ar fi foarte bine să implementăm aici. Totul s-a început la școală, eu eram cu un coleg de clasă, mergeam pe coridor și alături trecea un băiet din clasa paralelă și tot mergea și făcea niște sunete haotice. Eu nu înțelegeam atunci nimic, dar pentru mine era wow, ceva, un efect și mereu fugeam după el să fac câteva sunete, să ne repete ca eu să aud. Apoi am ajuns acasă și am înțeles că asta e un stil de redare a muzicii cu aparatul vocal, cu buzele, cu tot asta și m-a impresionat foarte mult și de atunci am început să mă informez, să învăț toate acestea. Bună ziua tuturor, eu mă numesc Robert, numele meu de scenă este Robi Z și eu sunt fondatorul comunității de beatbox în Republica Moldova. Acest aparat care îl vedeți aici se numește Loop Station. Principiul după care el funcționează este de a înregistra sunetele și de a le repeta în continuu. Loop Station în beatboxing a apărut și s-a popularizat în anul 2013 la competiția Grand Beatbox Battle organizată de platforma SBX. Ai putea să ne demonstrezi cum de fapt funcționează acesta chiar acum în regim live? Evident. După cum v-am spus, pentru a putea să te folosești din Loop Station poți folosi absolut orice instrument vrei, dar în cazul meu mă folosesc de beatboxing. Pentru a produce acest sunet, tot ce trebuie să fac este să înregistrez cum fac mai întâi partea la talgere și după asta și aici avem asta. Iar pentru toba mare, deja, după cum vă spuneam, acest aparat vine cu mai multe efecte, unul dintre ele numindu-se Oscillator Bot, care îmi permite să fac în microfon absolut orice sunet doresc eu, ca la urmă să-mi iasă un acord melodic. Și după ce eu îl înregistrez, eu sunt gata să fac ce piesă doresc eu. Totul depinde de background-ul tău ca muzician, adică dacă deja ai o voce bine pusă și tu știi să iei notele corect și ai skill în beatboxing, gen, atunci tu ai putea, hai să spunem, în dependență de creativitatea ta, să petreci undeva o oră, două să creezi o piesă. Printre membrii clubului sunt și beatboxeri din România. În România, sincer să fiu, a fost un campionat în 2014 în care eu a câștigat un băiat pe nume Cosmin. Era beatboxul lui s-a dezvoltat foarte mult. La moment avem în jur de 20.000 de participanți. Practic beatbox cam de vreo 9 ani. Am fost top 8 în România în 2016 și am fost top 1 în România în 2018. Am fost top 20 în Europa în anul 2019. Și acum aș vrea să vă avansez mai departe, poate ajung la World Championships spre era de beatbox. Încrederea de sine este cea mai importantă, pentru că toți, din multe părți m-au auzit că wow, că mă ajute cu lumea, că fac sunete ciudate, că și așa mai departe. Ok, bine, faci cum vrei, dar dacă îți place ceea ce faci, de ce să nu faci în continuare? Dar respirația, vocea, ce rol au? Deci respirația ajută mai ales la aținerea sub control al tempoului.
Și pentru a nu te opri din beat. Vă ce ajută mai ales pentru cântat, se poate combina cântatul cu beatboxul. Pentru basuri, pentru sub-basuri, pentru voce înaltă și așa mai departe. Deci vocea e principalul la beatbox. Cei care doresc să participe la clubul de beatbox pot veni la Centrul Municipal de Tineret în fiecare zi de marți, începând cu ora 18. Zi, tu te-ai apucat de așa ceva? Da, eu pot. Poți? Și las tineretul să... Da, pot, așa zice zi, nu, că am observat că poți, chiar, da. Nu vreau chiar, știi, să acopăr mai multe sfere. Da, hai să mai arăt și pe alți oameni să facă... Bine, e chiar un talent aparte. Nu ajung la nivel. Mă prosesc mai mult, știi, dar băieții chiar... Dar tu zici pe bune? Adică cream că faci mișto. Da, pe bune, dar mai mult așa, când în joacă. Dar băieții o fac provizionist, cu repetiții serioase și vezi, nici nu-ți dai seama că e vorba de o voce umană. E parcă un instrument făcut la aparate, făcut la... Las că te prind eu așa într-o pauză și te pun să faci chestia asta, o dată și în direct. Mă prinzi? Da, da, da. Reușești? Da, sigur. Nu știu, nu știu. Abia aștept să alergi după mine, să vedem cum reușești. În continuare, fratelor, venim cu noutăți bune pentru cinefili. Vom avea parte de proiecții de film în aer liber toată vara în cadrul seriilor de Cronograf, care au început deja. Da, adevărat. Mai multe detalii aflăm de la domnul Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Noi vrem întâi de toate să vă și felicităm pentru că ieri v-ați sărbătorit ziua de naștere și a coincis foarte frumos și cu prima proiecție în aer liber a seriilor de Cronograf. Cum a fost? Mulțumesc foarte mult! Cum spunea cineva, călătorul este bine cu drumul și cineastul este bine cu filmul. Așa. Deci în momentul în care noi ne sărbătorim ziua de naștere pe platou de filmare sau în sala de proiecții sau chiar în aer liber, este, mi se pare, cea mai fericită zi și trebuie să o sărbătorim cu față și cu mândrie. Și am văzut felicitări foarte frumoase, inclusiv de la fetele dumneavoastră, de la soția dumneavoastră, doamna Leontina Vataman, a scris pe Facebook că e practic cel mai frumos cadou pe care putea să vi-l facă cineva să vină la seriile... Da, de asta vă spuneam. Cred că mai multe ori am petrecut zile de naștere, exact, platou de filmare sau în sale de cinema sau în sale de teatru, pentru că asta ne interesează să fie acolo. Și toți care vor să ne fericită să vină cu noi împreună. Da, și era curios. O parte a cadoului era că ploaia aia care a și început și clar că era una așa... Ne-a stropit frumos așa, da, ca să ne amintească că ne trezim la viață. Nu credem noi că e... Dar oamenii au revenit. Da, a fost chiar, dacă vorbim de evenimentul de ieri, la un moment dat ne-am speriat că au lungat spectatorii acasă. Da. Exact cu jumătate de oră înainte de proiecție a tras un șuvoi de ploaie. Dar oamenii au revenit. Și mi-a plăcut foarte mult și am stat până târziu, chiar la 11. Teoretic nu aveam permisiunea până la 11, dar a mai durat, cineva m-a solicitat să mai dăm un film. Zic, bine, hai, domnul primăria ne permite? Ne-a permis. Și am mai pus până la 11 și 20. Da, e chiar... Și pentru noi e plăcut atunci când spectatorul solicită și mai vrea filme. Deci bănuiesc această sete de produse sufletești, pentru că poate de mici și bere ne săturăm, da, dar de filme nu ne săturăm. Și așa foarte este. Bine așa când publică solicită și vrea să vină, să admire, să aprecieze, să discute cu cineaștii, pentru că asta înseamnă serie de Cronograf. Nu doar proiecții de film, dar cunoștințe cu autorii, cu subiectele de film, cu industria cinematografică, ce se întâmplă mai nou, ce se întâmplă mai vechi. Și vedeți că eu mă laud în numele colegilor noștri din cinematografie, pentru că deja avem rezultate și încet, încet putem să spunem că cinematografia are locul ei corect stabilit aici în economia. Am vorbit de TIF deja, am vorbit de... Da, bănuiesc, pentru că astăzi sunt noutățile mari. Totuși, nu a câștigat doar echipa de film, a câștigat Moldova. Și exact. Asta trebuie să ne mândrim și cu asta trebuie să fim... mergem înainte și să afirmăm că cinematografia merită să fie investită în acest domeniu. Haideți să revenim la seriile Cronograf. Ieri s-a dat start. Da, ieri s-a dat start și deoarece ne-am gândit că amfiteatru, parcul la izvor, se află în sectorul Buicani, am găsit filme care au fost filmate exact în sectorul Buicani. Și chiar am făcut un concurs cu spectatorii. Cine găsește cele mai multe locații aici în Buicani, câștigă un premiu. Și ne-a plăcut că publicul a fost destul de atent și a privit cu dragă fiecare locație din film și a găsit-o. Dar ce premiu?
un DVD cu filmul Unda Basarabia. Nu e prea bine, e o glumă, dar a fost ok. Da, pentru, frumos da, filmul. Eu pentru că DVD-ul are și subtitrări în română, rus, englez, francez, plus are making of-ul despre film și pentru mulți curioși este interesant să vadă cum s-a realizat da. Filmul. Plus da. Mai era melodie și era o producție, știu că era o producție comună. Da, română. Este practic una dintre primele coproducții da. Care a revenit, a spart gheața, dacă vreți, după o stagnare de aproape 20 de ani, în care s-a făcut o coproducție moldo-română-luxemburgheză. Este vorba de autor, regizorul Nap Toatere, Napoleon Helmes, și producătorul Dan Rațiu, casa de producție Mediana Communication. Ei atunci au avut curajul să vină la Chișinău. Un mare eveniment. Eram student la Academie și să vedem Nunta în Basarabia care era, vezi actorii tăi, vezi pedagogii tăi care sunt în Academie. Exact, exact. Mare exact. Ecran. Vreau să spun, atunci când am organizat castingul, cred că toți actorii de Moldova au venit la casting. Pentru că regizorul, chiar Napoleon Helmes, a cuțit în minte, pe parcursul pregătirilor, în perioada de preproducție, schimba scenariul pentru ca să mai găsească niște roluri pentru actorii care veneau, că nu erau. Mi-a plăcut actorul acela. Hai că mi-a găsesc un rol aici. Stai, mă gândesc că inventez eu ceva în seara asta. Foarte fain. Pentru că multe din filmul final sau din secvențele filmului final nu se regăseau inițial în scenariu. Dar au parcurs și... pentru că regizorul a vrut să includă cât mai mulți actori și a reușit. Ne-am bucurat tare mult de această noutate de aceste serii cu proiecții în aer liber de film. Dar vrem să știm și cu siguranță și telespectatorii vor să știe când revine Festivalul Cronograf, dacă revine sau ce noutăți aveți. Noi sperăm, pentru că în adversarii de cronografie așa, venim și privim filme, dar cronograful adevărat ca și festival cu concurs, cu participanți, cu regizori veniți din afară care să ne prezintă lucrările lor, sper să reluăm începând de la anul, pentru că îmi place că în luna mai lumea întreabă de festival și de luna mai se asociază cu Festivalul Cronograf, unde e. Da. Și sperăm foarte mult la anul să reluăm edițiile de festival. Anul ăsta mergem pe seri de cronograf și vom avea și Festivalul Cronograf Tour. Deci mergem în câteva localități din Moldova, din afara Chișinăului, pentru că e foarte frumos să avem în Chișinău și, nu știu dacă ați menționat, în fiecare sâmbătă, în Parc Colonelul, va fi proiecții de film, seara, deci cum se strânge lumea. Toată vara, inclusiv septembrie, cât ne lasă timpul. Super. Și avem program foarte mult, apropo, invităm toți regizorii care vor să-și proiecteze filme în cadrul acestui seri de cronograf. Ecranul este deschis. Și studenții? Și studenții, da, pentru că vrem să facem o selecție. Avem un jur de preselecție care face câteva selecții. În primul rând trebuie să ne încadrăm într-o oră 40 și noi de obicei încercăm să punem așa un scurt metraj și un lung metraj. Deci începem cu scurt metraj, un fel de încălzire a publicului, după aia dăm filmul lung metraj și discuții. Cam așa sperăm să fie tot programul până la sfârșit. De asta juriul de preselecție selectează aceste filme, dar este deschis pentru toți doritorii care au filme bune și vor să le prezinte marelui public pe deci, marele ecran. Pelicule doar autohtone? Da, de dorit autohtone. Nu, vom avea și colegiul nostru de România și colegiul nostru, cred că o să avem și alte filme din afară, traduse în română toate, bineînțeles, dar accentul festivalul se pune. Fiind internațional, avem și câteva filme din afară, dar accentul se pune pe filmele noastre. Deja avem cu cine mândri, avem ce prezenta și vă spuneam, e bine că publicul se regăsește în film, găsește locuri cunoscute, găsesc probleme cunoscute, mesaje importante, actori cunoscuți și asta este până la urmă menirea unui film. Da. Exact. Și ne spuneți despre modul în care cinematografia din Republica Moldova se poziționează inclusiv pe intern, dar am văzut și pe extern, vorbeam de Carbon și de recenta premiere. Vrem să vorbim și despre filmul Varvara. Bineînțeles, pentru deci că este și următorul notate... film după Carbon, care cred că ar trebui să facă, să aibă un succes enorm. Ce puțin văd până acum, să le sunt pline și foarte bine. E la fel, e subiectul nostru. Deci ne place, nu ne place, suntem văzuți, e bine să mergem să ne uităm în oglindă pe marele ecran. Cu mesaje, cu actori buni, cu un scenariu bine întocmit, eu sunt sigur că toți spectatorii care vor merge la acest film vor avea de învățat ceva. Și în momentul în care pleacă de acolo, mai stau câteva ore și meditează asupra filmului. Da. Iar asta cred că e cel mai important. Noi ne dăm seama că după succesul pelicului Carbon, după succesul pelicului Barbara, dă un imbol tinerilor regizori să se exceleze și ei, să vină cu scenarii inedite, să vină și poate cu un fel de a munci cu actorii apart. Și asta foarte mult contează. Ce proiecte sunt pe masa Centrului Național de Cinematografie? Sunt multe. Păi abia acum așteptăm să auzim
rezultatele finale, pentru că a avut loc concursul, etapa întâi s-a încheiat, urmează acum la sfârșitul lunii sau după 20 chiar, recent, să apară și rezultatele pentru etapa a doua. Toți cineaștii care au participat la concurs tremură, este vorba de tobele care bat acum. Dar important este că am avut multe proiecte. Deci am avut concursul de în ce alege și chiar vorbeam cu cineaști și cu cei care decid soarta finanțărilor că ar trebui mărit bugetul pentru cinematografie, pentru că sunt multe proiecte bune. Și merită, pentru că vedeți, rezultatele sunt. Da. Cel puțin lumea deja vine la cinematograf. Valentina Sucușdaiva, directoarea CNC-ului, a făcut o analiză și spunea că la cinematograf totuși vin mai mulți spectatori decât la teatru. Deci avem o analiză statistică. Ceea ce ar trebui și în cinematografie să investească cel puțin un sfert de cât se investește în teatru. Da. Pentru că e important și acest domeniu. La ultima noastră discuție ați spus despre subiectele pe care le abordează scenariștii. Ați zis că așa, sunt mai sinistre, mai pesimiste. Acum s-a schimbat cumva pentru că Carbon e și o comedie, o dramă, are de toate. Bun, trebuie să recunoaștem și asta știe toată lumea, comediile se vând foarte bine. Deci tot timpul comediile au fost în top vânzări. Acum, când atunci când vrem să facem... Dar nu e atât de simplu să faci comedie. Adică și comediile trebuie să aibă mesajele foarte bine puse la locul lor. Nouă ne place să facem și niște filme mai serioase, în sensul ca să promovăm și niște subiecte istorice, niște subiecte interesante sau necesare societății noastre. Suntem conștienți că aceste filme se vând poate un pic mai puțin decât o comedie, dar cinematografia trebuie să aibă de toate. De toate, exact. Iată, sunt filme documentare, Barbara Carbon, sunt două pelicule total diferite, așa, ca și abordare, ca și gen. Bun, ambele ficțiune, un pic de comedie, un pic e despre noi, un pic despre problemele noastre, ca să zicem așa. Dar toate sunt binevenite, pentru că din fiecare film trebuie să înveți ceva. Și asta este dramaturgia importantă a unui film. Să plece spectatorul cu o informație preluată din film. Adevărat, noi vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi în dimineața asta. Și eu vă mulțumesc, vă admir tot timpul pentru pasiunea voastră și pentru film. Vă mulțumim frumos. Și invităm oamenii să-și facă loc seara, să vină la un film bun, la discuții cu cineaștii. Ce poate fi frumos. Cel puțin vara asta, în fiecare sâmbătă, în Parcul Alunelul, în acel amfiteatru drăguț. Pentru că pentru asta și partenerii noștri ne-au susținut ca publicul să vină cu titlu gratuit să privească filme. Super, mai bine. Mulțumim, o zi frumoasă în continuare. Da, uite că avem din ce alege. Avem foarte multe evenimente la care putem să mergem și atunci nu ne rămâne decât să ne facem timp. Da, îmi place foarte mult filmele care abordează și biografia marilor personalități. Nu știu dacă ai văzut filmul Elvis. Nu am văzut, dar cred că are legătură cu cei ce urmează să spunem în continuare. Bine, dar să vezi filmul. Bine, o să văd filmul. Într-adevăr, are legătură. Dacă spune Anatol, n-am cum să ies din cuvântul lui. Mitul lui Elvis Presley, nu știu dacă auzi de așa ceva, este încă viu în inimile italienilor care au retrăit perioada anilor 50. Despre ce este vorba? Uite, parada mașinilor de epocă, haine în stil pin-up și dansuri în ritmuri de rock and roll, cred că la asta se referă, toate astea au transformat Treviso într-un oraș american cu aer vintage. Așa este, mii de fani din întreaga lume s-au adunat la King in Town, unul dintre cele mai mari evenimente din Europa dedicate regelui. Toată lumea lui Elvis a fost reconstruită la King in Town, un eveniment unic la Treviso, la care au venit fani din mai multe țări. We are stationed in Italy, we're American. You know, we missed our country, missed our home. So we wanted a taste of home. We're here for Elvis, friendship, taste the music, the food, the cars. It's a good culture. Dove trovi a farmi questa acconciatura? Ho un barbiere di fiducia che ormai sa quali sono i miei gusti. Una dintre atracțiile festivalului a fost o impresionantă paradă a mașinilor și motocicletelor americane de epocă. L-ho comprata da un amico che l'ha importata direttamente negli Stati Uniti. È stata lavorata così negli Stati Uniti perché non nasce così come la vedi. E la passione nasce da tantissimi anni. Nu au lipsit chioșcurile cu haine vintage și nici stiliștii care i-au ajutat pe vizitatori să arate ca în anii 50. Pentru ca atmosfera să fie cât mai autentică, pastele au fost înlocuite cu sandvișurile americane. Elvis prefera o bombă de 8000 de calorii, un sandviș ce conține unt de arahide, gem, bacon și banane și chiar uneori ceapă caramelizată. În cele 5 zile de festival, peste 30.000 de persoane au venit să asculte artiștii care au interpretat muzica lui Elvis.
Stai că n-ai făcut nici beatboxing deocamdată și acum stai să dansezi în stil. Bun, în interior aveam o pornire. Da. Avem doar o pornire. Avem cu toții porniri, da. Fiecare se pornește, de exemplu, să facă niște chestii care sunt adesea riscante. Da. Sau, eu, de exemplu, cu riscul nu prea o duc bine, nu-mi place să fac lucruri riscante de dragul riscului, știi? Dacă e să fac un lucru, băi, fac pentru un bine, cumva, sau pentru un scop. Dar așa, pur și simplu, bă, să simt adrenalina. Dar îți dă foarte mult adrenalina, te încarcă cu multă emoție și poate că reacționezi și vezi un pic diferit lucrurile după asta. Bine, hai să vorbim despre oamenii da. Ăștia. Piloți profesioniști și amatori de paragliding. Paragliding, așa, da. Este o combinație de parapantă și motor. Au survolat piramida lui Cheops. Da, am auzit și ei. Au avut parte de o imagine inedită a monumentului antic. Au zburat la 200 de metri deasupra piramidei. Din grup au făcut parte brazilieni care și-au propus ca în zilele următoare să repete experiența și deasupra orașului antic Luxor, dar și deasupra statuii turistice Marsa Alam de la Marea Roșie. Da, și compania egipteană care organizează astfel de evenimente dorește să promoveze turismul din zonă. Na, așa, vedem să promoveze și poate să promoveze chiar și această activitate, să planeze deasupra, da, deasupra acestor, nu știu, simboluri ale antichității. Frumos! Frumos. Ai face așa ceva? Te-ai aventura? Eu m-aș aventura cu mare drag. Da? Da, m-aș aventura că ai nevoie de un restart din când în când. Și lucrul ăsta ți-l poate oferi. Nu știu, dar mă îndoiesc. Aș vrea să te văd. O să-ți trimit un clip video. Te rog, chiar te rog. Da, chiar cu instructor, așa. Da, cu instructor, normal, sigur. Toți suntem, când ai chestie de siguranță, toți cineva suntem. Cineva nu s-ar apuca nici fără instructor, așa că... Nu m-a descurajat, te rog mult. Da? Ok, iau o pauză și mai gândește-ți. Da. Bine, fraților, lucru pe care chiar îl facem, nu glumim, da. Luăm o scurtă pauză. Revenim. Și revenim în ora 3.